Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. În urmă cu mai mulți ani de zile am fost invitat să mă duc la o adunare renumită la vremea respectivă și să aud unul dintre predicatorii care atrag mulți oameni. Aveau două servicii sâmbătă seara și trei duminica. La serviciul de sâmbătă seara la care am participat, de la ora 5, predicatorul și-a anunțat tema Cărări către Dumnezeu. Cărări către Dumnezeu. Și a început prin a ne explica faptul că suntem deosebiți unii de alții. Că nu suntem toți la fel. Nu doar din punct de vedere fizic suntem diferiți, ci și ca structură de personalitate. Și a spus, de exemplu, unii dintre noi sunt oameni contemplativi. Ei se simt fericiți și împliniți atunci când admiră un răsărit de soare, un apus de soare, un vârf de munte sau un ocean. Și a continuat spunând, Dumnezeu te-a făcut așa. Acesta este drumul tău către Dumnezeu. Alții, a spus el, sunt structuri intelectuale. Oameni care se simt împliniți atunci când interacționează cu teorii, cu filozofii, cu concepte filozofice deosebit de complexe, atunci se simt împliniți. Și a continuat spunând, Dumnezeu te-a făcut așa. Mergi pe drumul acesta și așa ajungi la Dumnezeu. Alții, a spus el, sunt activiști. Se simt bine atunci când pun mâna pe ceva și lucrează, mișcă lucrurile, realizează. Așa te-a făcut Dumnezeu, a continuat el. Și aceasta este cărarea ta către Dumnezeu. Mergi pe cărarea aceasta. Și a continuat cu tipologiile, vreo 6-7 asemenea tipologii, după care a spus, înțelegeți că Dumnezeu ne-a făcut diferiți și pentru fiecare tip de personalitate Dumnezeu are o cărare. Fii credincios pe cărarea pe care mergi ca să ajungi la Dumnezeu. Și a încheiat în felul următor. Acum, a spus el, vreau să mă rog pentru voi. Voi denumi tipologia și toți cei care vă identificați cu ea, vă rog să vă ridicați. Și a spus, cei care v-ați identificat contemplativ, vă rog să vă ridicați. Și s-au ridicat. Cei care sunteți mai intelectuali, mai complicați în gândirea voastră, și s-au ridicat. Activiștii și așa mai departe, și s-au ridicat oamenii. N-am văzut toată sala, dar probabil că am fost unul dintre puținii care am rămas pe scaun. După ce s-a ridicat mulțimea, i-a binecuvântat și a spus, acum, Doamne, ajută-L pe fiecare să meargă pe cărarea Lui. Și s-a terminat întâlnirea. Am ieșit de la întâlnirea aceea, împreună cu câțiva cunoscuți, de la o școală teologică din America, și de îndată ce am ieșit, erau extraordinar de fericiți că s-au identificat. Și vorbeau între ei, tu care ești, din care categorie, și erau bucuroși că s-au identificat. M-au întrebat și pe mine, din care categorie fac parte. Și am spus, eu fac parte din categoria care n-a fost menționată în seara aceasta. Care e aceea? Și am spus, e categoria despre care a spus Domnul Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și a spus, eu aparțin de tipologia aceasta și n-a fost menționată deloc. Dacă tot ce a spus omul acesta în această seară e adevărat, Hristos a venit degeaba în lume. Dacă tot ce a spus omul acesta e adevărat, Hristos a murit degeaba.
Este cea mai mare tragedie să moară degeaba spunând este o singură cale dacă sunt mai multe. În Evanghelia după Marcu este prezentată calea Domnului. Sunt multe cărări în lumea aceasta. Și Biblia spune că duc la moarte. Este una singură care duce de la moarte la viață. De la pământ la cer. Este calea pe care a deschis-o Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. În Evanghelia după Marcu, călătorim pe urmele Domnului Iisus, pe calea Domnului. Și învățăm de la El care sunt elementele definitorii ale căii Domnului și ce se întâmplă atunci când calea Domnului se intersectează cu cărările oamenilor. În capitolul 2, de la versetul 23, continuă în capitolul 3, primele 6 versete, Domnul Iisus se intersectează cu cărările fariseilor. Și dezbaterea care are loc este pe tema sabatului, a zilei de sărbătoare, a zilei de odihnă. S-a întâmplat că într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu, ucenicii lui pe când mergeau au început să smulgă spice de grâu. Fariseii au zis, vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Este o confruntare între Domnul Iisus și farisei pe tema sabatului. Dacă așa cum merge Domnul și ucenicii merg pe urmele Lui, este adevărata cale și dacă nu este adevărata cale, de ce se duce pe ea? Dacă pretinde că este adevărata cale, de ce nu respectă sabatul așa cum stabiliseră farisei și cărturarii? Duminica trecută ne-am uitat la tema aceasta și ne-am întrebat dacă în vremea de acum trebuie să ținem sabatul sau nu. Și repet întrebarea. Trebuie să ținem sabatul sau nu? E tăcere. Dacă da, de ce da? Dacă nu, de ce nu? Mulțumesc, frate Samuel. Ajungem și la concluzii. Când ne uităm în Sfânta Scriptură, e important să înțelegem de ce a instituit Dumnezeu sabatul. În Geneza, capitolul 2, la finalul creației, Dumnezeu a instituit în istoria Pământului ziua sabatului. Mai târziu, în cartea Exod, capitolul 16, după ce copiii lui Israel ies din țara Egiptului, Dumnezeu rânduiește pentru copiii lui Israel cum să țină ziua aceea de odihnă, ziua sabatului, în legătură cu mana care era dată de Dumnezeu în fiecare dimineață. 6 zile adună mană, în ziua 6-a adună porție dublă ca să aibă și pentru ziua a 7-a. Unii dintre ei au hotărât că vor merge în ziua 7-a. Și când s-au dus în ziua 7-a să culeagă mană, care a fost surpriza? Nu era mană pe câmp. Dumnezeu n-a dat-o în ziua 7-a. Așa că s-au întors acasă flămânzi. Unii dintre ei au zis, n-are rost să așteptăm noi până în ziua 6-a să adunăm mai multă, așa că au adunat în ziua 2-a și a 3-a mai multă. Mană, ce s-a întâmplat cu ea? S-a stricat și a făcut viermi. Dumnezeu i-a învățat că nu pot dirija creația așa cum vor ei, ci trebuie să respectăm tiparul lui Dumnezeu. În Exod, capitolul 20, Dumnezeu instituie ziua sabatului ca parte din legământul pe care îl încheie cu poporul Israel la Sinai când le dă legea și poruncile. Și în capitolul 31 din cartea Exod, Dumnezeu spune, vorbește copiii lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Versetul 17 din capitolul 31,
Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul, iar în ziua a 7-a s-a odihnit și a răsuflat. Dumnezeu stabilește pentru poporul Israel că sabatul va fi un semn al legământului încheiat cu poporul Israel, de aceea porunca a 4-a din Decalog este să sfințești sabatul. Ne-am uitat în săptămâna trecută, duminica trecută, să vedem care a fost scopul lui Dumnezeu. Și am văzut că sunt câteva elemente pe care Dumnezeu le-a avut în plan. Primul, sabatul este o zi sfântă în care omul se oprește din orice activitate, se întoarce cu fața spre Dumnezeu și îi dă slavă lui Dumnezeu. Este ziua în care Creatorul și creatura se întâlnesc în părtășie. O părtășie specială. O părtășie în care omul se oprește din orice preocupare. Al doilea scop pentru care Dumnezeu a lăsat sabatul a fost să învețe omul să se odihnească. Că oamenii pot să fie prinși de lenevie sau de obsesia lucrului. Unii sunt așa de leneși încât și dacă îi dai de mâncare, întreb dacă sunt muieți pozmacii. Vă aduceți aminte de povestea din folclorul românesc. Sunt așa de leneși că la burzuc ziceau le bâzie muștele în gură de leneși. Le lene să-și închidă gura. Sunt oameni leneși. În România e o problemă. Toți oamenii care au de lucru se plâng că nu găsesc. Ce nu găsesc? Mână de lucru. Oamenii nu vor să lucreze. A intrat un fel de lenevie în oameni și nu mai vor să lucreze. Alții sunt la extrema cealaltă. Nu se mai știu opri. Lucrează și zi și noapte. Sunt viermii pământului. Aleargă, aleargă și nu se mai pot opri. La cei leneși Dumnezeu le-a spus, uită-te la furnică, leneșule, învață de la ea. Celor care nu se pot opri, Dumnezeu a spus, e ziua de odihnă, ai nevoie de ea. Trupul tău are nevoie de odihnă, mintea ta, sistemul tău nervos are nevoie de odihnă, familia ta are nevoie de odihnă, până și pământul, spune Dumnezeu, are nevoie de odihnă. De aceea Dumnezeu spune, în ziua aceea te odihnești tu și familia ta, robul tău, roaba ta și toate animalele tale și pământul se odihnește. Atât de mult este preocupat Dumnezeu să avem timpul acesta de odihnă încât în Israel a stabilit tot la 6 ani de zile, anul al 7-lea era an de concediu. Imaginați-vă un an de concediu. Un an în care Dumnezeu le spune să se odihnească și pământul. Să vă odihniți și voi. Și după 49 de ani, era un an jubiliar. Un an în care oamenii nu lucrau și pământurile se întorceau la vechii proprietari, că Dumnezeu voia să păstreze echilibrul în Israel. În Exod, capitolul 31, Dumnezeu spune, cine nu păzește sabatul, va intra sub incidența pedepsei divine. Pentru că trebuie sărbătorit pentru slava lui Dumnezeu, pentru odihna noastră, dar mai e un scop. În ziua sabatului, spune cuvântul lui Dumnezeu, este o adunare sfântă. Oamenii care sărbătoresc sabatul, oamenii care sărbătoresc ziua de odihnă, se adună la oaltă în închinare, e o sărbătoare sfântă. Ne-am uitat la lucrurile acestea duminica trecută. Astăzi ne uităm ce au făcut fariseii din sabat. Dumnezeu l-a lăsat cu un scop, fariseii s-au uitat la tot ceea ce a rânduit Dumnezeu și au făcut ei legile și rânduielile lor. Mai întâi, e important să știm că fariseii sunt o grupare religioasă care a apărut în vremea celui de-al doilea templu, după întoarcerea din robia babiloniană și când s-au uitat la legea Vechiului Testament și au înțeles că au ajuns în robie pentru că n-au ascultat de legea lui Dumnezeu și au călcat legământul. S-au întors la legea lui Dumnezeu și când au citit
în legea lui Dumnezeu următorul lucru. Dar în ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare. Care a fost problema fariseilor? Ce înseamnă să nu faci nicio lucrare? Ce anume este lucrare? Ca să ținem sabatul în așa fel încât să respectăm în toate amănuntele. Ce înseamnă să nu faci nicio lucrare? Așa că au luat toate lucrările posibile și au stabilit regulile lor. De exemplu, în ziua sabatului n-ai voie să faci o călătorie lungă. De aceea găsim în Biblie, era o călătorie, un drum cât în ziua sabatului. Cât era voie să mergi în ziua sabatului? 1 km și 100 de metri. Numai că în vremea aceea nu erau marcate drumurile cu borne kilometrice. Așa că au calculat că distanța aceasta înseamnă 2000 de pași. În ziua sabatului ai voie să mergi 2000 de pași. Dar au zis ei, nu cumva să greșești la socoteală, la numărat, așa că mergi numai 1999 de pași. Și au început să numere pașii și să stabilească distanțele în funcție de pași. În ziua sabatului n-ai voie să porți poveri. Dar ce-i povara? Orice greutate mai mare decât greutatea unei smochine uscate. Ai voie în ziua sabatului să porți o smochină uscată. Ce trece peste greutatea unei smochine uscate este povară și ai călcat legea sabatului. Așa că, stimate surori, n-ați fi avut voie la poșetă. Și bărbații ar fi fost bucuroși că n-aveau voie să poarte Biblia, că e mai grea decât o smochină uscată. Nici telefonul celular n-ai fi voie să-l porți. În ziua sabatului, croitorul n-avea voie să poarte la el acul de cusut. A călcat sabatul. În ziua sabatului, nu aveau voie să se spele, să facă baie. De ce? Dacă din neatenție ai stropit pe jos, înseamnă că ai spălat dușumeaua și ai călcat ziua sabatului. În ziua sabatului n-aveai voie să tragi un scaun, că dacă l-ai tras și a lăsat o dâră, ai făcut un șanț și ai lucrat în ziua sabatului. În ziua sabatului n-aveai voie să te uiți în oglindă, că nu care cumva să vezi ceva și să te ștergi pentru că ai lucrat în ziua sabatului. În ziua sabatului n-aveai voie să mergi prin iarbă, că nu cumva dacă ai lovit un fir de iarbă care are sămânță, a căzut sămânța și ești vinovat că ai călcat legea sabatului pentru că ai semănat în ziua sabatului. În ziua sabatului n-aveai voie să porți cerneală mai mult decât să poți scrie 2 litere. N-aveai voie să porți apă la tine mai mult decât îți trebuie să-ți uzi pleoapele. Și-au luat toate lucrurile și le-au reglementat în așa fel încât ziua sabatului a ajuns extraordinar de împovărătoare. Regulile acestea ale lor mai întâi au fost sub cale orală, sub formă orală, după aceea le-au scris. Și sunt volume întregi. Și-au pus un jug greu pe oameni în ziua sabatului. Și fariseii au început să-i urmărească pe oameni dacă se fac vinovați de încălcarea legii sabatului,
Nu cum a lăsat-o Dumnezeu, ci cum au stabilit ei. De fapt, ce au făcut ei? Au schimbat accentul de pe conținutul legii sabatului pe formă. Și-au stabilit niște forme și erau acum atenți să măsoare formele. Și dacă nu te potriveai în forma lor, erai vinovat de călcarea sabatului și începeau măsurile de pedeapsă, de disciplină. Au schimbat accentul de pe conținut pe formă. Și-au mai făcut ceva. Au schimbat sensul relației cu Dumnezeu de la har, de la îndurarea lui Dumnezeu, la meritele oamenilor care respectă legile, rânduiele sabatului. Ne apropiem de Dumnezeu, spun ei, în baza meritelor noastre. Nu în baza harului, a dragostei lui Dumnezeu, ci în baza meritelor noastre. De aceea, când fariseul se duce la templu să se roage, în Evanghelia după Luca, la capitolul 18, doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul era vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Ascultați rugăciune de fariseu. Dumnezeule, îți mulțumesc nu pentru harul tău, pentru durarea ta, nu pentru bunătatea ta, pentru iertarea ta, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu sunt diferit de ei. Eu sunt mult mai sus pe scara valorilor. Ceilalți oameni sunt hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau vameși. Eu, spune vameșul, postesc de două ori pe săptămână. Dau zeciuială din toate veniturile mele. Își aduce înaintea lui Dumnezeu meritele lui. Stă înaintea lui Dumnezeu în baza autoevaluării după tiparul lor. Este o religie a meritelor și o religie a formelor. Accentul nu mai e pe conținut, pe relația cu Dumnezeu în baza harului, ci este în baza meritelor. De aceea, în meritele lor, s-au dus până acolo că au dat zeciuială până și din izmă și din mărar. Știți ce înseamnă asta? Ai câteva fire de mărar acasă, în grădină, și te duci săptămânal și numeri frunzele. Și tot a zecea frunză o iei și o pui la coș și te duci cu ea să o dai zeciuială lui Dumnezeu. Pentru că sunt preocupați de formă. Jugul acesta greu îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeul dragostei, de Dumnezeul harului, de Dumnezeu care a vrut să-i întoarcă spre El ca să-i dea slavă. Dar farisei nu se mai uită la Dumnezeu, ei se uită la ceilalți și se uită la ei. De aceea pot să spună, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Ei nu se mai uită la harul lui Dumnezeu, ci se uită la meritele lor. Și promovează ideea că ne apropiem de Dumnezeu în baza meritelor noastre. Acum, într-o formă mult mai subtilă, această teologie a meritelor a pătruns și în limbajul nostru obișnuit. Întreb pe cineva, pace frate, pace, ce mai faci? Mai bine decât merit. Mai bine decât merit. Adică am eu merite, am adunat și eu niște merite și am mai pus și Dumnezeu ceva pe deasupra. Este această subtilitate a meritelor. Adevărul este că dacă merităm ceva, știți ce merităm? Iadul. Că n-avem niciun merit.
că toate faptele noastre bune, spune Isaia, sunt ca o cârpă murdară înaintea Domnului. Deci fariseii au pervertit scopul lui Dumnezeu cu ziua sabatului și l-au transformat într-o religie a formelor și a meritelor. Și acum vine Domnul Iisus. Și intră într-o asemenea societate. Și oamenii sunt sub jugul acesta greu. Oamenii nu mai găsesc calea Domnului. Oamenii sunt împovărați. Oamenii sunt apăsați de jugul acesta. Și vine Fiul lui Dumnezeu și El a venit să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Și calea Domnului care trece prin lumea aceasta a fariseilor. Și când Domnul Iisus intră în contact cu fariseii, îi confruntă cu fățărnicia lor, îi confruntă cu erezia lor, îi confruntă cu faptul că au stricat căile Domnului și îi duc pe oameni în rătăcire. Și alege mai multe ocazii în care Domnul Iisus îi confruntă pe farisei și îndreaptă din nou oamenii spre calea Domnului așa cum a îngăduit-o și așa cum a plănuit-o Dumnezeu. Prima, în Evanghelia după Marcu, este în această întâmplare când Domnul Iisus trece în ziua sabatului printr-un lan de grâu și Matei ne spune în capitolul 12 că în timp ce mergeau în ziua sabatului prin lan de grâu, asta înseamnă 1999 de pași. În ziua aceea, o fi fost dimineață, ucenicii n-au mâncat. Și trecând prin lanurile de grâu, ce au făcut ucenicii? Au smuls fire de grâu, au luat spicele acelea, ați trecut prin vreun lan de grâu. Câți ați trecut prin lan de grâu? E greu să vorbești cu orășenii că habar n-au cum e lan de grâu. Ei cred că pâinea se face la brutărie. Pâinea se face pe ogoare. Brutarul nu mă pregătește. Și în timp ce ucenicii iau spice că le e foame și le freacă în mâini și iau boabele și le mănâncă, fariseii sunt absolut șocați. Pentru că ucenicii calcă legea sabatului după legea lor, când au smuls fire de grâu în înțelegerea lor, ucenicii au secerat. Când au scos boabele în palmă, ucenicii au treierat. Când au suflat pleava, ucenicii au vânturat. Când au ales boabele și le-au mâncat, au făcut de mâncare în ziua sabatului. Și fariseii sunt absolut șocați. Și se duc la Iisus și spun, nu vezi ce fac ucenicii tăi? Ce face Domnul Iisus? Cum reacționează Domnul Iisus? Acum, această confruntare între Domnul Iisus și farisei are loc și la Ierusalim și în Galileea. Marcu ne spune despre confruntarea din Galileea, Ioan ne spune de confruntarea din Ierusalim. Cea din Ierusalim este înaintea celei din Galileea. Așa că începem și noi din Ierusalim și vă rog să întoarceți la Evanghelia după Ioan, la capitolul 5. Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Este sărbătoare, probabil e sărbătoarea corturilor. Domnul Iisus este la Ierusalim și se duce la scăldătoarea Betesda. Acolo, o mulțime de bolnavi, erau un bazin cu apă, așteptau tulburarea apei și între ei este un om bolnav, un slăbănoc sau paralizat, care e paralizat de câți ani? De 38 de ani. E ziua sabatului. Domnul este în Ierusalim. Se uită la omul acesta, îl întreabă, vrei să te faci sănătos?
Și omul spune, Doamne, n-am pe nimeni. Dacă ar fi să aștept până când intru eu în apă, alții care sunt cu mobilitate mai bună decât a mea se duc și pe când să ajung eu s-a terminat miracolul. Și Domnul Iisus îi spune, ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau de celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să ridici patul. De ce? De ce nu-i voie să ridice patul? Pentru că e mai greu decât o smochină uscată. Înseamnă că lucrează. Au călcat legea sabatului, nu ți este îngăduit. Și omul le răspunde, uitați-vă la inocența lui. Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Omul spune, eu am trăit un miracol. Cel care a săvârșit miracolul, care m-a făcut sănătos, mi-a spus și să-mi ridic patul și să umblu. Fariseii au întrebat, cine este cel care ți-a spus? Cine a îndrăznit? Cine a îndrăznit să-ți poruncească să calci legea sabatului? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din lor. Și după aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare. De ce? Că a făcut așa ceva în ziua sabatului. Trebuie să moară. A călcat legea sabatului, legea făcută de ei. Iisus îi întâmpină și le răspunde. Vă rog să vă uitați la versetul 17. Ce spune Domnul Iisus este absolut șocant. Dar Iisus le-a răspuns și vă rog să citiți ce le răspunde Domnul. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Știți ce le spune Domnul Iisus? Dumnezeu lucrează în ziua sabatului. Dumnezeu care a instituit sabatul lucrează în ziua sabatului. Și pentru că Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Imaginați-vă șocul pentru farisei. Să le spună cineva că Dumnezeu nu respectă sabatul. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă, și vă rog să citiți, dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Domnul Iisus dezleagă ziua sabatului. Și le spune că face acest lucru în calitatea lui de Dumnezeu. Că Tatăl meu lucrează și eu lucrez și pentru că Dumnezeu este Tatăl meu, se face deopotrivă cu Dumnezeu. Pentru farisei asta este ca o bombă atomică în teologia lor. Dintr-o dată le ruinează tot. Dacă Dumnezeu nu respectă sabatul după legea voastră, de ce vă legați de omul acela care a fost vindecat și își ia patul și merge acasă? Dezleagă ziua sabatului de toate legăturile pe care le-au pus fariseii. Dezleagă sabatul de toate legăturile pe care le-au pus fariseii. Dar vom vedea puțin mai devreme, mai târziu,
că mai dezleagă sabatul într-un sens. Mai întâi îl dezleagă de sub legăturile fariseilor. Scoate oamenii de sub jugul acela greu. În Marcu, la capitolul 2, Domnul Iisus ne mai dă o explicație. În Marcu, la capitolul 2, Domnul Iisus spune, când farisei au zis, vezi de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului, Iisus le-a răspuns, oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie? Prin ce erau renumiți fariseii? Prin faptul că cercetau scripturile și cunoșteau legea. Erau preocupați de lege să o interpreteze în toate detaliile. Să spui cuiva dintre farisei, dar voi n-ați citit Biblia. Este una dintre cele mai umilitoare afirmații. Care a fost subiectul lecției la școala duminicală dimineață? Tare, frate Nicu! Să interpretăm corect scripturile. Ce le spune Domnul Iisus este următorul lucru. Dacă ați fi citit scripturile să le înțelegeți corect, ați înțelege care este scopul lui Dumnezeu și modalitatea în care lucrează Dumnezeu. Oare n-aș citi niciodată ce a făcut David? Acum fariseii și cărturarii și învățătorii legii aveau un respect deosebit pentru David. Regele David este regele lor față de care au un respect deosebit. Numai în cartea 1 Samuel, în capitolul 21, când David fuge de Saul, ajunge la Nob și a fugit în grabă de la Ierusalim cu oamenii care au mers cu el și n-au apucat să-și ia merinde cu ei. N-au avut sandwich-ul la școală. Și când ajunge acolo și David și oamenii lui sunt rupți de foame. Și David se duce la marele preot, la preotul Ahimelec și îl întreabă pe Ahimelec, ai ceva de mâncare aici? Că suntem rupți de foame. Ce spune Ahimelec? Singura mâncare pe care o am sunt pâinile care sunt puse înaintea Domnului și pe care nu au voie să le mănânce decât preoții. De ce? Pentru că sunt pâinile sfințite și nu le pot mânca decât oamenii sfințiți. Este sfințirea ceremonială de acolo. Și Ahimelec spune, avem, dar nu vi le putem da, că le mănâncă numai oamenii sfințiți. N-am pâine obișnuită la îndemână, ci numai pâine sfințită. Și apoi Ahimelec spune ceva, dar sunt gata să vi le dau. Dacă depuneți mărturie că n-ați trăit în curvie, n-ați trăit în destrăbălare, n-ați trăit în viață murdară. Și David spune, suntem pe drum, n-am avut noi niciun fel de intersecție cu lumea păcătoasă, noi suntem într-o misiune specială. Și Ahimelec le dă pâinea sfințită, care era schimbată în ziua sabatului. În fiecare zi de sabat, pâinea care a fost acolo săptămâna trecută era luată, dată hrana preoților, se punea pâine proaspătă și i-o dă lui David și David o mănâncă. Și Domnul Iisus spune, înțelegeți? Când Dumnezeu se uită la David și la oamenii lui și vede că sunt rupți de foame, Dumnezeu lasă să le fie dată pâinea sfințită, o mănâncă, și nu au desacralizat ritualul și rânduiala de la templu, de la cortul întâlnirii. Al doilea lucru pe care îl spune Domnul Iisus. Și îl găsim în Matei, capitolul 12. Versetul 5. Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat, preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați.
În fiecare zi de sabat preoții aduc jertfa. Mielul de dimineață, mielul de seara, este turta frământată din făină și este un de lemn și toate astea sunt mai grele decât o smochină uscată. Și în fiecare zi de sabat preoții aduc lui Dumnezeu jertfa cerută de Dumnezeu și nu calcă legea sabatului, deși după rânduiala fariseilor înseamnă că o calcă. Domnul spune, nu vă uitați, și apoi spune, dacă ați fi știut ce înseamnă, milă voiesc, iar nu jertfe. Dacă ați fi înțeles că Dumnezeu este milos, dacă ați fi înțeles că lui Dumnezeu e milă de un flămând, dacă ați fi înțeles că lui Dumnezeu e milă de un împovărat, dacă ați fi înțeles că Dumnezeu este Dumnezeul dragostei și al milei, ați fi înțeles ce fac cu ucenicii mei, ați fi înțeles că nu calcă sabatul pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care vrea în ziua sabatului să-i dăm slavă și să trăim frumos înaintea Lui. Ce ne spun scripturile acestea este că Iisus Hristos a dezlegat ziua sabatului de sub poverile pe care le-au așezat oamenii. A îndreptat calea Domnului. Îi ajută pe oameni să înțeleagă din nou lucrurile și de aceea în capitolul 11, versetul 28 și 29, Domnul Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Ce spune Domnul Iisus este următorul lucru. Modul în care voi ați conceput sabatul numai odihnă nu dă. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume și Fiul Său este Cel care ne dă adevărata odihnă. Este odihna sufletului. Este odihna în care sufletul se întâlnește cu Mântuitorul, este despovărat, este eliberat și este împărtășie cu Creatorul, aceea e adevărata odihnă. Și când este aceasta adevărata odihnă, înțelegem că odihna sabatului, așa cum o percepe Domnul Iisus, este în primul rând odihna sufletului. Odihna sufletului. Acum o să-mi spună cineva, deci dacă e odihna sufletului, atunci frate Paul, putem lucra duminica. Ca să ai sufletul odihnit, ai nevoie să te oprești. Ai nevoie să te oprești din alergare. Ai nevoie să te oprești din lucrurile lumești. Ai nevoie să te oprești din preocupările care te îndepărtează de Dumnezeu. Îngăduiți-mi o observație. Prin îndurarea lui Dumnezeu sunt păstor, din 1981, ales atunci, în toamna aceea, ordinat în ianuarie 82, niciodată n-am întâlnit oameni atât de obosiți ca în ultimii ani. Niciodată n-am întâlnit oameni atât de obosiți ca în ultimii ani. Este o oboseală care vine din două direcții. Una, oamenii nu se mai pot opri din alergare. Dacă lucrezi la patron, patronul vrea să scoată din tine tot ce poate scoate. Patronul vrea să aibă profit. De aceea, la patron nu merge ca în vremea comunistă în care ziceam, noi ne facem că lucrăm și ei se fac că ne plătesc. În vremea comunistă, oamenii se făceau că lucrează.
acum nu te mai poți preface. Dacă ești tu proprietarul afacerii tale, malaxorul acesta nu-ți dă vreme, nu te lasă să te oprești. Este această alergare atât de obositoare, oamenii sunt obosiți de nu mai pot de oboseală. Asta este o cale a oboselii. A doua cale a oboselii, care e mai periculoasă, este oboseala creierului, oboseala sistemului nervos. Oboseala aceasta se instaurează când te uiți la televizor sau te uiți la Facebook sau te uiți la Twitter sau te uiți pe internet și vândrărești și navighezi și hoinărești și te duci pe toate canalele acelea sau pe toate site-urile acelea. Este o oboseală a sistemului nervos incredibil. Imaginile acelea sunt atât de obositoare încât dacă ai putea cuantifica, te-ai înspăimânta câtă energie nervoasă consumi și te istovești. Dar e o oboseală care nu doare. Oboseala aceasta nu doare. Nu mă amorțește. E o oboseală care te amorțește psihic. Prin ce constați că te-ai amorțit psihic? Prin faptul că intri într-o stare din asta de indolență, nepăsare, un fel de lâncezeală. Dacă ar fi să folosim cuvintele Domnului Iisus, îi cânți de veselie și nu joacă. Îi cânți de jale și nu plânge. Cum se manifestă oboseala aceasta? Nu-ți mai vibrează sufletul. Stimul aceia sunt deosebit de puternici. Și pentru că sunt puternici, ei îți amorțesc capacitatea de reacție. Este ca drogul. Te anesteziază psihic. De aceea, câți ați auzit de oameni care dorm în scaun la televizor? Mâna sus dacă ai auzit. Numai dacă ai dormit, nu ridica mâna. De ce adormi acolo? Este o istovire. Dacă ai stat în fiecare seară ceasuri multe și sâmbătă seara ai stat până târziu, duminica ești zombie. Duminica, creierul tău este anesteziat. Nu mai reacționează. Creierul tău este atât de obosit, sufletul tău este atât de pustit, încât nu mai ai niciun fel de vlagă în tine. Dar tu zici, mă relaxez. Toate astea, alergarea după lucrurile lumești, această dependență pe care o avem de vizual, ne duc într-o oboseală atât de mare, încât în ziua sabatului, în ziua de odihnă, nu mai avem energie să ne bucurăm. Nu mai ai energie să cânți. Nu mai ai energie să te rogi. Nu mai ai pasiune să te duci la cineva să spui, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Dacă ai dat telefon la toți cei pe care îi cunoști și nu i-ai văzut la biserică, să întrebi, unde ai fost? Știți ce o să vă spună? Am fost acasă și am fost obosit. Am fost obosit. Cu ce te-ai obosit? Din ce ai adunat oboseala? Și când toate aceste lucruri vin peste sufletele noastre și auzi chemarea Domnului, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, ieși de acolo! Și eu vă voi da odihnă. Hristos este adevărata odihnă. În Epistola către Evrei, capitolele 3 și 4. Epistola către Evrei reia lucrul acesta. Este vorba de cei din Vechiul Testament, în capitolul 3.
De la versetul 7 citim, de aceea acum, zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit, m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna rătăcesc în inima lor și n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Dumnezeu avea odihnă pentru sufletele lor. S-au împietrit și s-au răzvrătit. N-au acceptat să vină la calea Domnului și la rânduiala Domnului. S-au împietrit și au pierdut odihna. Capitolul 4. Să luăm dar bine seama, și acum se adresează nouă, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci nouă ni s-a dus o veste bună, ca și lor. Dar lor cuvântul care le-a fost provăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit Dumnezeu despre ziua șaptea, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor. El hotărăște din nou o zi. Care e ziua aceea? Astăzi. Zicând în David după atâta vreme, astăzi dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea despre o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca și cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. O odihnă ca și cea de sabat pe care duce Hristos. O odihnă a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. O odihnă a părtășiei cu El pentru slava Lui. O odihnă în care sufletele noastre se înalță la cer și spunem cu David, la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Cum dorește un cerb izvoarele de apă vie, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Este sărbătoarea sufletului, a odihnei sufletului în Hristos Domnul Mântuitorul. Este odihna aceea în Hristos în care ne uităm la viața noastră și o aducem în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Ne întoarcem de pe căile noastre. Este această odihnă pe care o aduce Hristos când odihnindu-ne sufletele în El, când oprindu-ne din alergarea noastră, ne adunăm la oaltă și citim în Evrei, capitolul 10, să nu părăsim, vă rog să ziceți cu glas tare, adunarea noastră și cum continuă? Cu au unii obicei. Unii au obiceiul acesta, au răstălmăcit sensul zilei de odihnă. Și în loc să fie sărbătoarea sufletului, în despovărarea sufletului de păcate, în oprirea de alergările după lucrurile de nimic ale lumii acesteia, oricâte ar fi, Biblia spune, pământul cu tot ce este pe el va arde și va arde cu trosnet. Va arde și casa mea și casa ta. Și mașina mea și mașina ta. Și hainele mele și hainele tale. Și banii tăi și banii mei. Și firma ta și altora vor arde cu trosnet. Va rămânea tot ce pentru Hristos ai făcut, va sta. Când pământul acesta va arde, știi ce va merge spre cer? Norul acela de oameni care au intrat în odihna pe care o duce Hristos. Acum, odihna aceasta are două faze. Este arvuna odihnei aici în Hristos și este plinătatea când vom ajunge la destinație. Dar despre acestea data viitoare, când ne vom uita ce au făcut apostolii. Cum au luat apostolii învățătura Domnului?
Cum l-au luat apostolii Vechiul Testament și cum a ajuns biserica să sărbătorească ziua întâi a săptămânii. Și ce înseamnă sărbătoarea aceasta, dar până atunci. Îngăduiți-mi să spun din toată inima, îi mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră care n-ați părăsit adunarea noastră cum au unii obicei, care ați venit la casa Domnului. Am un cuvânt de încurajare pentru cei bolnavi și prinși de neputința trupului care se uită pe internet. Să vă binecuvinteze Domnul! Am un cuvânt de mustrare pentru toți aceia care în ziua Domnului au umblat după lucrurile lor. Chiar dacă sănătos fiind te uiți pe internet, dacă nu ești la părtășie cu frații tăi, este mare înșelătorie. Am spus și duminica trecută, imaginează-ți că ai fi bolnav la spital și te vizităm pe Facebook, te vizităm pe internet. Imaginează-ți că ai o tragedie în familie și îți trimitem un like. Te-ai mulțumit cu asta? Biblia spune, suntem mădulare unii altora și să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții la ce? La dragoste și fapte bune. Ce faptă bună putem face seara asta? Mai întâi să-L binecuvântăm pe Domnul că ne-a dat o zi în care să ne închinăm Lui. Să-L binecuvântăm pe Domnul că suntem sănătoși și am putut veni. Să-L binecuvântăm pentru odihna iertării păcatelor și a sufletului împăcat cu Dumnezeu. Fii binecuvântat, Doamne! Să-L binecuvântez pe Domnul pentru frații și surorile care sunt aici. Doamne, mulțumim pentru ei. Să-L binecuvântăm pe Domnul, că este un Dumnezeu a harului și a iertării. Și spunem, Doamne, întinde-ți iertarea peste toți. Dacă e vreun suflet care e apăsat și este trudit, trudit de păcatele tale, este Hristos odihna noastră. Aruncați asupra Lui îngrijorările voastre. Vino la cruce, vino și spune, Doamne, ai venit ca să iei poverile, Doamne, ia povara, frământarea, chinul meu. Dă-mi odihna mântuirii tale. Dă-mi iertarea păcatelor tale. Du-te acasă cu sufletul eliberat și mântuit. Îi mulțumim lui Dumnezeu și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a promis că dacă doi sau trei se unesc să ceară un lucru, le va fi dat de Tatăl nostru care este în ceruri. Știți ce aș vrea să ne rugăm acum în grupuri mici? Doamne, te rugăm, binecuvintează Biserica Emanuel cu adevărată închinare. Binecuvintează Biserica Emanuel cu trezire spirituală. Doamne, te rugăm, cercetează pe cei care calcă în picioare făgăduința odihnei tale. Îndură-te de cei care sunt chinuiți și obosiți de lucrurile lumii acesteia. Întoarce-i cu fața spre tine. Cercetează-ne casele, Dumnezeule. Mântuiește pe cei pierduți din casele noastre. Îndură-te de țara aceasta. Doamne, chinuită țară. Doamne, chinuită țară. Îndură-te, Doamne, și de țara aceasta. Pe măsură ce oamenii se depărtează de Dumnezeu, chinurile țării sunt tot mai mari. Chinurile noastre sunt tot mai mari. Doamne, ai milă de noi. Vă invit să ne ridicăm și în grupuri mici. Venim înaintea Domnului în rugăciune și apoi fratele Doru va încheia cu rugăciunea.